Tragedie fără margini într-o comună vasluiană. O fată de numai 15 ani a murit în ambulanță în brațele medicilor, chiar sub privirile îndurerate ale părinților. Minora a fost dusă la medicul de familie în stare gravă, cu febră, cu tuse și cu o saturație de 80%, asta după ce în urmă cu o săptămână ieșise din izolare. Ce a urmat știe colegul meu Cristian Cosmaciuc. Cristian, te ascultăm. Bun găsit! Într-adevăr, fata a ieșit din izolare în urmă cu o săptămână, iar în ultimele zile s-a simțit rău, având febră și tuse puternică. Familia ei însă nu a dus-o imediat la medic, mai ales după ce i-au făcut un test COVID de salivă, care a ieșit negativ. Ieri însă, aflată în stare gravă, mama ei a dus-o imediat la medicul de familie din localitatea Tăcuta. Acesta, văzând starea fetei, a solicitat de urgență o ambulanță care a preluat-o pe copilă pentru a o transporta la Spitalul Județean din Vaslui. Starea fetei se tot agrava însă, iar la un moment dat a intrat chiar în stop cardiac. Medicii de pe ambulanță au solicitat în ajutor un echipaj de terapie intensivă mobilă, iar pe drum spre spital acesteia i s-au făcut manevre de resuscitare timp de o oră. Inima fetei însă nu a mai pornit, iar medicii au declarat-o decedată. Cel mai probabil, spun aceștia, adolescenta a suferit o miocardită postvirală, însă cauza exactă a morții va fi stabilită numai în urma autopsiei.